Un miliard de euro s-a dat și s-a luat mită în România în ultimii 6 ani. Calculul a fost făcut de procurorii DNA. Aceștia au descoperit intermediari care încasau banii ori circuite complexe de firme prin care se tranzacționau sume mai mari decât bugetul anual al parchetului anticorupție. Din 2014 și până la începutul acestui an au fost trimise în instanță 800 de dosare. Un subiect pe care îl discutăm în continuare cu Stelian Muscalu, realizator Business Club. Stelu, bine ai revenit! Mulțumesc mult de tot pentru prezență! Că tot vorbim de atâtea ori ce se întâmplă cu banii, unde sunt banii, păi uite că sunt blocați în mită. Uite ce, un miliard de euro în 6 ani? Mult, puțin? Nu ți se pare mult? Haide să mergem așa, la procente, cifre, ceea ce estimează analiștii și nu numai. Se vorbește despre un procent al evaziunii care cuprinde și mita, cuprins între 20 și 30% în România. Am mai vorbit noi despre asta. Eu merg pe minim. 20%. 20% din PIB. Produsul intern brut. Asta înseamnă cam 50 de miliarde de euro. Atenție! Pe an, nu la 6 ani. Bună parte din banii ăștia, un procent care se apropie spre jumătate, o reprezintă, sau îl reprezintă procentul ăla, mita. Deci asta ar însemna vreo 25 de miliarde pe an. Înmulțiți cu 6 ani, intervalul în care acest spectaculos organ de control al statului, de verificare a verilor, ne dă un miliard la 6 ani. Păi ce să înțelegem de aici? Înțelegem că sunt total depășiți de ceea ce se întâmplă de fapt în realitate. Mai desenează, am văzut frumos, câte o schemă, ăla-i dă ăluia, ăla-i dă ăluia. Păi chestia asta... Sunt patentate de acum 30 de ani, cu mai divorțează unul, trece bunurile pe numele soției, soțului după caz, că îi dă menajere. Astea nu sunt noutăți. Astea, repet, se făceau acum 30 de ani. Dacă noi ne ghidăm astăzi, la 30 de ani de la Revoluție, când băieții ăștia deja fac evaziune cu Bitcoin, cu criptomonede, cu sunt într-o altă eră, păi n-avem nicio șansă de redresare economică. Și am urmărit un pic mai devreme discuția pe care ai avut-o cu Claudiu. Îl admir când văd cât calm poate să aibă. Văzut-o pe doamna aceea, nu pot să-i pronunț numele. N-am cum, nu pot, am senzația că mă murdăresc cu acel spectacol grotesc în Parlamentul României. Păi am cel puțin două opinii despre ceea ce am văzut și ceea ce am auzit în discuția pe care ai purtat-o un pic mai devreme cu Claudiu. Pe de o parte, ăștia sunt oameni incapabili. Nu folosesc cuvinte mai dure ca să nu fie sancționați. Dar i-a juga pe cei care ne urmăresc să amplifice aceste cuvinte și să le ducă în zona în care merită aceste personaje. Cu siguranță telespectatorii noștri știu, înțeleg. În momentul în care nu ai o viziune, nu ai cunoștințe, bă, nu te duce capul pe românește să faci niște lucruri pentru țara asta, vii și faci circul ăla ieftin, așa cum spunea și Claudiu. Pentru că nu poți, bă, nu te duce capul să faci ceva, să faci un plan, să-l pui pe un A4 cu liniuță, să spui, bă, uite, dacă facem lucrurile astea, românii ăia care ne-au votat pe noi vor trăi mai bine, le va fi mai bine. Și dacă căpățâna nu te duce să faci astea, te duce să faci cu cârpe în Parlament și să faci circul ăla penibil și ieftin. Asta pe de-o parte. De cealaltă parte spunea Claudiu, domne, dar cum să te mai duci pe bună dreptate în Parlament și să spui că ești coleg cu acea individă? Că eu n-am să-i mai pronunț numele. Stau și mă gândesc oare dacă ne-am mobilizat mai mulți și am intra, am umple cumva spațiul ăla și în felul ăsta poate... am reușit să scoatem elementele de genul ăsta care nu au capacitatea să creeze ceva pentru țară. S-ar crea un nucleu dur de oameni care cât de cât știu să scrie și să citească, au o viziune și își pot aduce un aport, pot aduce o valoare adăugată în această țară. Și poate printr-o mobilizare a oamenilor capabili, într-un număr mai mare decât a fost până acum, pentru că până acum am avut un bazin în care au fost 2-3, fiindcă nu sunt toți așa. Sunt majoritatea. Sunt majoritatea. Dacă te uiți la discursuri, sunt majoritatea. Dar au mai fost și 2-3 oameni
care și-au dorit și au putut să facă lucruri pentru țară. E, dar dacă în loc de 2-3 ar fi 100 sau ar fi 1000, astfel de specimene n-ar mai intra într-o astfel de instituție. Ar rămâne, ar face ei, nu știu, în Piața Victoriei, universitate, la 40 de grade, până i-ar bate soarele în cap de n-ar mai ști de... Nu, că ar ști acum, dar mă rog. Și cred că trebuie luate măsuri și din punctul ăsta de vedere. Pentru că acolo, în legislativ, trebuie să apară o serie de proiecte astfel încât, pe de o parte, să întărești puterea instituțiilor statului, că se spunea în articolul respectiv că sunt oameni care au bani mai mulți decât bugetul DNA-ului. Nu, domne, bani mai mulți decât bugetul DNA-ului. Asta e o glumă. Au bani mai mulți decât bugetul României. Așa putem să discutăm. Dar în momentul în care vei da putere sporită acestor instituții de control, numărul celor care au bani mai mulți decât DNA-ul sau decât bugetul României va scădea. Uite, aici vorbim de exemplu de oameni puternici care sunt în față și îl dau din nou exemplu pe cel care a venit, unul dintre cofondatorii UiPath, oameni deștepți care pot justifica averea, dar care sunt foarte puțini. Cei mai mulți sunt în spate, habar nu avem de ei, iar ei habar nu au de justificarea averii. În momentul în care în Parlament vom scoate personajele pe care le-am văzut un pic mai devreme și vom aduce finanțiști, juriști, specialiști din fiecare domeniu, cu siguranță atunci vor reduce și evaziunea, reducând evaziunea, șpaga, mita, corupția, vom avea și spitale, vom avea și școli, vom avea de toate și vom trăi mai bine. Dar atenție, fiindcă asta trebuie să înțeleagă românii când votează, dacă vor circ, să voteze în continuare, cum au votat și până acum, sau dacă vor o schimbare a nivelului de trai, dacă vor o îmbunătățire a nivelului de trai, să gândească foarte bine, să analizeze foarte bine oamenii pe care îi trimit să-i reprezinte. Altfel, mergem înainte cu saj de morcă. Cu Stelu, vă întâlniți la ora 19, ca de obicei, la Business Club. Mulțumesc tare mult, Stelu, pentru prezență, pentru acest comentariu. Mulțumesc.